Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, le-a cerut românilor să nu cadă pradă știrilor false sau dezinformărilor care au provocat cozi la benzină sau ulei în ultimele zile. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a subliniat că singurele rezerve pe care trebuie să le avem acasă sunt cele de care am putea avea nevoie în cazul unui dezastru natural, așa cum a menționat de mai multe ori în ultimii ani. La acest moment, stocurile obișnuite pe care noi le-am recomandat altădată pentru dezastre naturale, astea rămân valabile, pentru cutremur sau pentru altele. Asta este ce a fost recomandat de noi pe tot parcursul anului și rămâne recomandat mai departe, a declarat Raed Arafat. Românii nu trebuie să cadă pradă știrilor sau informațiilor false care au provocat cozi la benzină sau ulei în ultimele zile. Deci nu are rost să inducem panică, nu are rost să punem oamenii să se panicheze, să meargă cum s-a întâmplat în ultima perioadă. A venit știrea falsă cu benzina, după care s-a încercat cu uleiul, din fericire. Nu s-a reușit, acolo explicațiile au venit foarte rapid și oamenii nu au căzut prada acestei dezinformări, mai declarat șeful DSU. După ce au făcut coadă la benzină și pașapoarte în weekendul trecut, oamenii au golit și rafturile cu ulei și făină din magazine, speriați că aceste alimente de bază s-ar putea scumpi sau termina. Pentru a contracara tendința clienților de a goli rafturile cu unele produse de bază, unele magazine au fost nevoite să raționalizeze vânzarea acestora.